Aproape 500 de persoane acuzate că au organizat lovitura eșuată de stat de anul trecut din Turcia au fost duse astăzi la tribunale. Acesta este calificat drept cel mai mare proces de judecată. Lângă instanțe s-au adunat zeci de oameni cu pancarte care i-au huiduit pe cei care au ieșit în 2016 să protesteze împotriva președintelui Recep Tayyip Erdogan. În total, în fața instanței de judecată vor compărea 486 de persoane. Printre aceștia se numără militari, piloți și alți angajați din cadrul armatei turce. Inculpații au fost aduși astăzi în fața unei instanțe în huiduielile celor care se aflau în preajma judecătoriei. Clericul musulman Fethullah Gülen, cel care este acuzat de Ankara că ar fi orchestrat tentativa de lovitură de stat militară, a fost desemnat principalul inculpat în acest caz, dar acesta va fi judecat în lipsă întrucât locuiește în Statele Unite. Fostul comandant al forțelor aeriene Akin Ozturk și alți foști militari care se aflau la baza aeriană Akinci sunt acuzați că au pus în aplicare planul de lovitură de stat prin bombardarea unor clădiri guvernamentale importante, inclusiv cea a Parlamentului. În cazul multor inculpați, procurorii cer închisoare pe viață pentru crime împotriva statului și tentative de asasinare a președintelui Recep Tayyip Erdogan.